vor deschide ochii celor orbi și urechile celor surzi vor auzi. Atunci va sări șchiopul ca cerbul, limpede va fi limba gângavilor. La primele ore ale dimineții după slujba din biserică, preoții satului au mers, așa cum cere obiceiul, la malul Gilortului, unde au susținut o altă slujbă de sfințire a apei. Localnicii cu micul mare s-au adunat în jurul preoților, care au sfințit apa adusă în butoaie sau găleți. Localnicii au ținut lumânări aprinse în mână, în jurul cărora au prins boabe de fasole, de grâu sau alte mirodenii pe care le presară primăvara în grădină. Este un obicei, de bobotează, coborâm la apă, muiem bobotezele. Nu miasmă. Busuioc, aici este, ia, spune tu, Lidia, grâu, fasole, de toate. De ele prin grădină, deci cu ce avem pus aici în bobotează? Nu, acum, primăvara. Primăvara se aruncă pentru un an îmbelșugat. Și anul acesta, chiar dacă apa a fost înghețată la mal, preoții au aruncat crucea din lemn în apă. Cei mai curajoși tineri s-au aventurat în apa înghețată doar să prindă crucea despre care se spune din strămoși că le va aduce noroc și multă sănătate. Și anul acesta, mai iute de mână, s-a dovedit un tânăr de 29 de ani din comună, Marian Ciungu, se aruncă de 9 ani în apa Gilortului, iar de 7 ani este cel care o prinde în ciuda temperaturilor extrem de scăzute în apă. Acesta spune că dacă prinde crucea, va avea parte de un an bogat și va fi sănătos. Foarte frig, rece apa, dar din contră, mi-ar fi plăcut să fie mai mult concurenț. Ai magnet? Cum o prinzi? Nu știu, anul ăsta a fost mai greu, puțin m-a luptat, puțin. Și tot m-a prins de gât și tot am reușit până la urmă să prind. Cel care prinde crucea este recompensat bănește de preoții satului. Tradiția noastră, după cum vedeți, este foarte veche aici la Bălcești. Dacă veți întreba pe cei mai în vârstă oameni ai satului, nu au o dată când a început, însă au ținut-o cu sfințenie și atâta timp cât o tradiție nu este distrugătoare de suflet, eu zic că este bine ținută. Același tânăr, mă bucur pentru el, Dumnezeu să-l binecuvinteze și tot tradiția spune că va fi sănătos și va fi ferit de orice necaz și orice problemă în anul acesta care a început 2016. Tânărul norocos speră că anul acesta să se căsătorească cu fata care îi este dragă.